Primăvara este anotimpul potrivit pentru plantarea pomilor fructiferi. Pentru a veni în ajutorul celor ce doresc să își îmbogățească livezile din gospodărie, comercianții din piață au pus la dispoziția acestora o gamă variată de puieți. Pruni, meri, caii și cireși sunt doar câteva dintre speciile cele mai căutate de giurgiuveni în ultima perioadă. Deși prețurile sunt accesibile, comercianții spun că nu au vânzare. Doamna Eugenie este una dintre persoanele care vine în fiecare zi la piață pentru a le oferi amatorilor cele mai altoite specii de pom fructiferi. Aceasta spune că un factor important care influențează vânzarea sunt temperaturile scăzute. Nu aveți vânzare? Nu prea. E frig. Este primul an când veniți? Nu. Ce pomi se plantează primăvara? Pomii fructiferi. Giurgiuvenii cam înspre ce se îndreaptă? Mai mult în pomii fructiferi. Că aveți și zmeură și mure. Da, de toate avem. Care ar fi prețul? Pomii la 15 lei, coacăzul, agrișul la 10. Chiar dacă pentru moment clienții nu se înghesuie să cumpere, comercianții nu se îngrijorează, pentru că de câțiva ani giurgiuvenii au făcut o tradiție în a achiziționa pom fructiferi. Deși pe tarabele din piață predomină fructele din import, vânzătorii de pom spun că oamenii preferă să mănânce sănătos din propria curte.